A fost stabilit programul pentru zilele municipiului Pașcani, ce vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 5-7 iulie. Deschiderea sărbătorii va fi vineri de la ora 11 în sala de spectacole de la primăria Pașcani. Vor fi discursurile oficialităților, premierea șefilor de promoție și a olimpicilor. Un spectacol susținut de ansamblul de dansuri populare Rapsozii Siretului Pașcani și un dineu. În holul Casei de Cultură, în toate cele trei zile, va fi expoziția Tainele Cărților, realizată de Muzeul Municipal. În seara de vineri, spectacolul artistic va începe de la ora 19 cu copii talentați de la Clubul Copiilor și Casa de Cultură. Apoi, Voia Bună va fi asigurată de Cristinel Iertăchioaia, ansamblul Constantin Arvinte, iar în final, Eduard Sanda și Cleopatra Stratan. Ai, 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 señorita, hola. Pentru mine tu ești favorita, frumusețe răpitoare, din cap până în picioare. Afrodita, ai, 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 señorita, hola. Pentru mine tu ești favorita, frumusețe răpitoare, din cap până în picioare. Nu cumva ești n-am cu Afrodita. Ziua de sâmbătă va începe cu Cupa Instituțiilor și Societăților Comerciale la fotbal, iar de la ora 11, la Casa de Cultură, va avea loc vernisajul expoziției de sculptură și pictură Amprente. Expun profesorii universitari Ilie Bostan, sculptor, și Zamfira Bârzu, pictură, și prezintă criticul de artă Maria Birașevski. De asemenea, va avea loc și un micro-recital de pian și vioară, susținut de Elvis și Bianca Condrea. Spectacolul din fața primăriei de sâmbătă seara va începe tot de la ora 19, de această dată cu copiii de la școala Aria Academy și de la Asociația Șansa 2010. Apoi, suita de artiști naționali este formată din România, Matilda Pascal Cojocărița, Shift și Proconsul. Salut, prieteni! Dacă pe 6 iulie vreți să vă distrați super tare și să aveți o zi superbă, vă invităm la Pașcani. Pe 6 iulie, sâmbătă, zilele orașului Pașcani, Proconsul, 25 de ani sub același cer cu voi. De câteva zile se întâmplă ceva cu mine, tot dau ceasul înapoi, că mi-e tare dor de voi. Mi-amintesc când eram mic, n-aveam teamă de nimic. Vreau acum încă un minut să vă spun ce n-am putut. Iartă-mă, mamă, că n-am venit în vizită. Iartă-mă, tată, că sunt cu timpul limită. Duminică, 7 iulie, în ultima zi de sărbătoarea Pașcanului, cei mici se vor putea bucura de o piesă de teatru ce va avea loc la Casa de Cultură, cu actori din cadrul teatrului Tomis Constanța. Spectacolul de seară va începe cu Străjerii Moldovei, apoi vor continua Anișoara Puică, Orchestra Lăutare din Chișinău și Ion Paladi, DJ Tac și Vank. Prieteni din Pașcani sau din împrejurim, duminică pe 7 iulie venim la voi în oraș. O să cântăm în piațeta din fața primăriei și vă așteptăm la concertul nostru cu toată bucuria noastră pentru sufletele voastre. Cât să mai beau și câte să mai cunosc, cât să mai sper că o să fim iar cum a fost. Ce să mai fac să te uit, cum pot să fac să te uit. Cât să mai umblu pe străzi de nebun, să mai fac să te uit, cum n-ai vrea să fac să te uit măcar puțin. De la ora 23:15 este programat un foc de artificii.